Aceste filmulețe o să te facă să te sperii 100%. Băi și fete, bine ați venit la Încearcă să nu te sperii. Ei bine, fraților, aceasta este partea a patra din challenge-ul ăsta și tocmai ce am găsit 3 filmulețe super, super mișto pe YouTube la care vreau neapărat să reacționăm și totodată vă provoc să vă uitați cu mine și să nu vă speriați. Aceste filmulețe, fraților, au fost postate pe YouTube în ultimele 2 săptămâni, deci sunt foarte, foarte noi, 100%. Până acum nu le-ați mai văzut și cică nu ai cum să nu te sperii la ele, frate. Și ce zic, sunt de la canalul de YouTube Acum Official, aveți link în descriere. Eu zic să nu mai pierdem timpul, nu uitați like și de subscribe și haideți să începem. Primul filmuleț, fraților, se cheamă A Smiling Woman Story. Toată lumea știe Smiling Woman, adică este ca și Smiling Man și are 2 minute 43. Hai să vedem care este treaba cu acest filmuleț horror. Let's go. Deci asta este primul, mai avem încă 2 și avem și unul cu Omegle, deci o să fie foarte mișto. Hai să dăm cu asta prima dată, let's go. 1.01 dimineața. Ok, e într-o stație de tren. Sperăm să nu ne sperie, fraților, ăsta-i challenge-ul. Și fiți atenți, gen, n-aveți voie să puneți pauză, trebuie să vă uitați doar în față. E foarte tare. Opa, boys, boys, în spate! Era ceva în spate. Ok. Ok. It is 1:01 a.m. and we are here at the infamous train station of the first sighting of the smiling woman. Opa, deci boys, fiți atenți că vorbim de niște youtuberi aici, vedeți, niște vlogărițe, fac un vlog, ci că este ora 1 dimineața și suntem la stația de tren unde a apărut pentru prima dată smiling woman. Mamă, boys, deci fac un videoclip horror ca să facă vizualizări și da, cred că o să fac o următoare, nu vizualizări. Madeline, vino până aici, trebuie să vezi asta, ia să vedem. Mumu, era smiling woman, ia. I'm sitting at the very bench where her first victim sat. Și că stau acum pe banca unde a stat prima victimă a lui smiling woman. Mamă, cred că a văzut-o. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, boys? Băi, băi, sunea un jumpscare. Mamă, ok, uitați-o! Ok. Oh my god, arată gen. I didn't. What? I didn't hire her. Fraților, asta zici și că mama e superbă, de unde ai angajat-o? Asta gen roșcată cu telefonul în mână, crede că a făcut o farsă, gen, crede că asta care se bănuiește că a făcut o farsă, gen, nu crede că e reală. Acum a dispărut. Holy shit, bro. A zis că n-a angajat-o, băi. A plecat. Da, a plecat sora mea, mamă. Vai. Where is she? There. Uite-le acolo, mamă, uite, boys. Ok. Ok. Read this. Citește chestia asta, ia să vedem. Do you like my yellow? Deci a trimis un mesaj, îți place rochea mea galbenă? Bro, ce o să se întâmple? Știu cum se termină chestia asta, da, pe bune, general, o să moară, fugi, bă. Zou, hai la mașină. Băi, pleacă și tu, man! Pleacă și tu! Pleacă și tu! Băi, de... asta de ce nu pleacă? Ma! Bă, pleacă! Pleacă! Zoa, așteaptă! Băi! Pleacă! Trebuie să pleci și ea, frate! Zoa, așteaptă! Zou? Ce se întâmplă cu Zou? Mamă! Băi! Zoe? Mama, ok! Mama, s-a făcut, s-a transformat în smiling woman. Mama, vine după ea, vine după ea. Ai grijă, sorbea, fugi, fugi, fugi. Mama, 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 e în spatele ei. Mama, mama. Ok, fiți atenți, mama. Ah, uite, știi, a luat camera de jos. Bro, acum toate sunt a smiling woman. Ok, fraților. Și aici s-a terminat. Bun, ăla a fost primul filmuleț, fraților, și acum mai avem încă 2. Al doilea se numește Omegle Short Horror Film. Hai să vedem care-i treaba. Băi, la primul nu pot spune că m-am speriat, adică na, am stat și eu așa puțin cu sufletul la gură, dar nu m-am speriat pe bune. Hai să vedem la al doilea, poate mă sperie aici. Sperăm să nu. Oh, salut. Sunt Julie. Ești drăguț, care e numele tău? Deci asta stă pe Omegle. Na, ok, mamă, păi s-a uitat la Julie și i-a dat skip, sărăcuța. Hopa, ce e asta?
E un scaun de gaming, e vreun gamer aici. E ceva gamer aici. Ma! Ma. I-a dat skip ea acum. Hopa, și-a dat de femeia asta, fraților. Care zice, wanna see a magic trick? Vrei să vezi un truc de magie? Mamă, bro, ok. Sure. Desigur. Alege un card. That one. Ăsta. Ok, ales doiul ăla. Look under your laptop. Uite-te sub laptopul tău. Mamă, și dacă găsește cardul sub laptopul ei. Buu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 u
te miri. E ceva să te facă să te sperii. Bro. How did you do that? Cum ai făcut chestia asta? Bro. Mai vrei să vezi încă un truc de magie? Mai bine ziceai că nu. A zis că vrea ea. Ce vrea să facă? I don't get it. Nu-mi dau seama care-i treaba. Mă, un puiș, vine la ea. Vine la ea, vine la ea. O atinge mâna pe ea. O atinge mâna pe ea. Boys, o să atingă mâna pe ea. Mamă, bro, ok. Bă, asta-i destul de ciudat. Tu ai fost aia. Cum ai făcut asta? No, thank you. Cică, mai vrei încă un truc de final? Nu, nu vreau. O să trebuiască să plec. Mamă, se enervează. Cică, dacă pleci, o să-ți pare rău, Julie. Cum îmi știi numele? Băi, de unde știe numele? Whatever, I'm going to leave. Ok, o să plec. A plecat. Cred că o să dea tot de aia. Mamă, ce ciudată. I just had the weirdest. Hopa, fraților, deci fiți atenți, da, de asta, și că ce face, a zis că tocmai a avut cea mai ciudată experiență și acum apare asta în spatele lui. Bro. Hey. How'd you get in here? Cum ai ajuns aici? Bro, ce o să facă? O să-l facă să dispară, cred. Scoate-mă de aici. Bro. Timpul pentru trucul meu final. Lasă-o sorbea să-și facă trucul final. Leave me alone. Lasă-mă pace. Lasă-mă să-și facă trucul final. Ia uite unde a fost pusă. Băi, unde sunt? Băi, lasă-mă. Băi. Uite-o pe asta la calculatorul, bro. Julie. Mamă, băi, a pus-o pe un stick. Mamă, bă, uitați-vă. Chris, Dave, Kim, Sara, Dad, what? Și pe taică-su, maică-sa, mamă, Emily, Zoe. Bă, asta transformă oamenii în stick-uri? Bă, cât de ciudat, bro. Ok. Bun, fraților, într-un final am ajuns și la ultimul filmuleț din acest episod, mai exact filmulețul cu numărul 3, care se numește The Mermaid, mai exact Sirena, și a fost postat acum 10 ore, adică e foarte, foarte mișto. Uite-vă că aici au întrebat băieții din ce țară se uită oamenii din Mexic, Brazilia, India, Statele Unite. Ok, bun, hai să vedem care-i treaba. Mai avem filmulețul ăsta și dacă nu ne sperăm nici la ăsta, am câștigat challenge-ul. Hai să vedem, let's go. Hai să ne care-i treaba. Deci asta este în piscină, bro. Ok. Mamă, bă! Bă, e o sirenă sub el. E o sirenă sub el, bro. Ok, mamă, e ciudat. Bă, e o sirenă în piscină. Nu? L-a făcut să pice. Aia râde, dar el nu-și dă seama de ce a picat. Ci că bravo, băi, notatorule. Dar să nu-și dă seama de ce a picat. Este ceva în această piscină. Ce să fie, frățiorul, gen? Nu văd nimic, n-are cum să-l creadă. Why? So you can pull me in with
Și că ajută-mă să ies din piscină, dar ești tu. Și asta zici, de ce? Să mă tragi și pe mine în piscină, pe bune, dar ești tu, frățiorul. Și că hai, lasă-mă în pace. Băi, dar ești tu din piscină, ce ai? Își pune chestiile în urechi. Își pune chestiile în urechi. Mamă, 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 băi, frățeu, dar ești tu din... ești tu, băi, din piscină. Nu, nu, nu. Ok. Mamă! Mamă, cum arată aia, bă! Bă, cât de urâtă e! Băi, băi, ați văzut cum arăta? În desene animate, sirenele erau frumoase, bro. Da, așa, man. Râneacă, bă, ce urât era aia. Asta se neacă că-l trage aia de picior. Îl trage sirena de picior. Asta n-are nicio treabă. Băi. Let's go. O dai de picior acum. L-a luat. A dispărut, cred. Asta crede că e o glumă, gen. Crede că a făcut ăla o glumă sau ceva. Bro, l-a mâncat sirena. Holy shit, fraților. Și aici s-a terminat episodul nostru. Ei bine, băi, vreau să vă spun că, băi, am câștigat challenge-ul. Am reușit să nu mă sperii. Chiar dacă am făcut puțin asta nu se pune, gen, trebuie să mă sperii pe bune. Și faceți-o scrie și voi la comentarii cum v-ați descurcat. Eu am fost Marseancu. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți, v-am pe toți și vă urez o zi minunată. Să aveți grijă de voi, pa, pa.